Azi la Consiliul Județean Giurgiu a fost ședință extraordinară. Punctele de pe ordinea de zi nu au atras însă atenția, ci intervențiile repetate ale lui Constantin Buduru. Consilierului județean, manager interimar al Muzeului Județean Giurgiu, maică-i vine să-și dea demisia din funcția de director, spune el, din cauza neregulilor depistate în cadrul instituției pe care o conduce. Buduru a renunțat azi chiar și să voteze, declarându-se absent, numai să fie lăsat să vorbească. A reușit cât de cât la rubrica diverse, unde și-a vărsat focul în speranța că va primi ajutor. Revenind în branșă, a trebuit să citesc toată legislația și m-am prezentat acolo la persoană și am cerut aia ce citisem în 13-11 și alte legi. Și am ajuns totuia că nu exista nici registrul de bunuri culturale, nici registrul informatizat, nici valori de bunuri, nici acreditare, nici personal calificat corespunzător, nici valoarea bunurilor, nici asigurarea absolut nimic. A venit dumneavoastră și a spus în prezență să facem niște demersuri. Deci nu se poate mișca acolo nimic până nu intervine Consiliul Județean cu o comisie în forță în care să facem așa inventare. Vă dați seama, într-un an de zile nu s-a finalizat nicio colecție. Am văzut cu noi și dumneavoastră și am avut o mică problemă cu o colecție care nici mai nu s-a finalizat. Știți care este problema acolo? De aceea solicit să facem acea comisie, într-o zi, două, finalizăm cu problemele și măsurile care se pot lua în forță ca să facem acele inventare. Pentru că dacă nu avem acele inventare, nu putem să facem nici cercetare, nu putem să tinerii care sunt acolo să primească gestiune, sunt gestiuni date de la 3 sau 4 persoane. S-au făcut încheieri de pensionări fără fișă de lichidare. Acum sunt mii de piese care nu au timp potențial să le preia. Și atunci să facem comisii de la bibliotecă, de la centru de cultură și de altă parte, cu reprezentanții muzeului ca să mișcăm de acolo. De 30 de ani nu se cunoaște situația bună din muzeul, eu știu dacă mă întreabă cineva. Ce bună cultură de acolo? Nu se știe. Mai pe larg, Buduru reclamă faptul că la Muzeul Giurgiuvean nu s-a mai făcut un inventar din 1977. Mulți dintre angajați nu sunt calificați în domeniu, iar o anumită persoană din cadrul instituției renunță să iasă la pensie, dar nici nu încearcă să-și ajute directorul. Deci eu pot să conduc acolo. Am o persoană care se pensionează. Acea persoană va intra în recuperare, va intra așa. Deci eu nu pot să, când e un om care este angajat tot timpul acolo, pot să-l... Chiu, această persoană va intra în recuperare și creează o pensionare de la tine. Recuperările alea ni le-a promat dumneavoastră? Nu le-am aflat, am avut o discuție și a plecat de capul lui. Deci, da, mai. Deci, absent. Da. Problema se pune așa. De asta ce Consiliu? Acea persoană să facem în forță, să punem sigiliu, să intrăm, să facem treabă. Asta ce trebuie comisia să decidă. Domnule, se pot face inventare. Cu sigiliu intră comisia, este comisia cu gestionar, n-am de față. Atunci stau 4 ani. Domnul Budura. Nu vă dați seama că un om este la pensie și are 70.000 de piese în gestiune. Când să le predea? Dacă predau de 15 zile. Plângerile lui Buduru au stârnit râsul unora dintre consilierii județeni care nici ei nu prea au habar de ceea ce se întâmplă la muzeu. Ba chiar au fost unii cu pretenții de oameni răsăriți la minte care au afirmat că problemele muzeului nu îi interesează pe consilier, ci țin de manageriat. Soluția care să-l scoată pe Buduru din impas nu s-a găsit sau poate nici nu se vrea asta. Dacă timp de 36 de ani nu a interesat pe nimeni oalele și ulcelele muzeului, de ce s-ar spune adevărul tocmai acum? Eu te susțin, ai dreptate. Eu cred că ești sabotat să-ți rup gâtul. Cred că de fapt asta se urmărește.